Parcul auto al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara a fost ultima dată reînnoit parțial în perioada 2018-2019. De atunci, acele autospeciale au ajuns să aibă peste 100.000 de kilometri la bord, dar reginele parcului auto sunt unele care au ajuns la peste 500.000 de kilometri la bord, însă sunt șanse mari ca noi autospeciale să fie atribuite județului Hunedoara. Ultimele achiziții au fost în 2018-2019 și de atunci nu. Și mașinile care, ultimele venite, au deja peste 100.000 de kilometri, pentru că sunt folosite zi de zi. Cele din 2018? Da. Ați rulat destul de mult. Avem inclusiv ambulanțe mai vechi care se apropie de 1.000.000 de kilometri. Peste 506.000 de kilometri. Ei ar trebui casate, dar asta este. Momentan, neavând... Sunt duse în servis, se repară. Sunt mașinile care le-am primit prin 2008. Astea sunt cele mai primele mașini, vechi, da, pe care cele le mai aveți vechi. Acum. Da. 2008-2009, astea sunt cele mai vechi care le avem, 2010. Restul... Există șanse să mai primiți, poate, alte... Avem, din câte am înțeles, cei de la DSU urmează să facă o licitație pentru 1200 de ambulanțe, majoritatea pentru serviciile de ambulanță. Acum așteptăm să vedem. Dacă este și județul Hunedoara pe listă. Este. Deci, toate județele vor primi, pentru că s-au trimis la DSU o situație cu ambulanțele și s-a cerut un număr de... Fiecare județ și-a trimis un număr de ambulanțe, un necesar de ambulanțe și în funcție de acestea și de câte vor veni, se vor distribui județului.